Inima noastră la toți se zbate tare, tare. Prezența dumneavoastră, presfințiți stăpâni, de fiecare dată ne face ca sărbătoarea să ne fie o adevărată și mare binecuvântare. Pe zi frumoasă, azi ne-am zis, și să nu plece pilitare. Iar mă cu toată, a v-a la măriața noastră sărbătoare. Dă-ne și de azi înainte ajutorul tău presfinte, să învățăm cu drag mereu și să ne ferim de rău. Da. Câte greu ne-ar fi în viață pentru noi creștinii, noi știm că voi, scump părinte, ne vezuți spre mântuire. Voi ne sunteți exemplu și bun model de a trăi o viață frumoasă și curată lângă Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că nu ne-ați refuzat și vă spunem bine ați venit la Sfântul nostru lăcaș. Ее бана снехала. Ne bucurăm că tatăl nostru este mijlocul nostru, cu tine cu bună voi. Totuși, Sfânta Biserică noastră cu mine se arcuiesc biserică. Ne bucurăm că în timpul acesta nu în țară. Voi sunteți alături de noi, alături mereu rugător, mângâitor și îndrumător la Hristos. Vă rugăm ca să sfințiți această troiță care este semnul jertfirii lui Hristos, dragostea cea care este mai mare, care este mai minunată. Dorim ca vășa Sfințitele însa, ca toți care vor trebui să aveți credință, să ducă aminte să fie acestui Hristos și împrimeze Paște că este Hristos. Domnul Sfântului Tatăl. Este în centru și nu de arată lui. Doamne, este cârmul și achieleul nostru, Doamne,
Și arată pe ea la tot poporul vechia jucur și întărire. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeule slavii, Părinte atotitorului Dumnezeu Săvăut, care pentru omul vieții
Eu din mijlocul raiului a închipuit mai înainte crucea, și de viață văzătoarea unei năsipirul tău, și în locul pomului ne-a scuperit prin gustare, din tare șarpe cel apăticlean, pe strămoșul nostru, și cu dânsii prin tot neamul omenesc a izgonit de rai, și la moarte l-a edus, a durit nouă semnul crucii, purtător de viață pe care iubitorul iubitul tău fiu, veronit fiind a murit, și cu moarte de moarte omorât, și toată puterea diavolului a sfârmat, și viața lumii a dorit, iar bisericii sale, armă nedoruită, sfințește, sfințire, și-a cuvrământ tare și credință întărire, și zăvire de toate cursele diavolești, și nădejde tare de mântuire, și nerușinată spre câștigarea vieții pentru această norobii tăi, în dară vrednicindu-ne de multă mila ta, mulțumitor din slavă și mulțumire și smerenie și smerită, în timpăciune aduce în slavii tale, umilință ne rugăm, de cauți și mulțumire spre acest semn al crucii, pe care când ești în jurul Dumnezeu din urmă și din credință cea tare, și din dragoste către tine a făcut-o de însemnarea dorinței Fiului tău a Domnului nostru Iisus Hristos, și a eliberării și a mântuirii noastre, și trimite de ce noi binecuvântarea ta să cerească, binecuvântează și simțește pe ea și o umple de putere și de binecuvântarea demnului acestor pe care a fost gronit prea Sfântul trup a Domnului nostru Iisus Hristos, unul nostru Fiul Său, prin care puterea diavolului s-a călcat și noi pământenii, eliberarea a dobândit și vieții ne-am învrednicit, așa te rugăm pe tine prin Sfinții Săpâni, pentru Sfintele Pași și pentru vărsarea Sfântului, Sfinții și moartea și apăcătoare de viață unui nostru Fiului de Domnul nostru Iisus Hristos, pe care cu sfatul Său, al lui Dumnezeu Tatăl cel fără de început, al preasfântului tău Duh, de bunăvoie pentru mântuirea noastră, pe lemnul crucii, le-a suferit și prin acelea lemnul crucii, care era oricând spre pierzarea păcătorilor de rău și celor de greșice și greșeau, le-a arătat a fi binecuvântat, sfânt și de viață dătător și zbăvitor celor ce greșesc, pe care cu rugăciune ție, îl aduci și-mi primite acum harul prea Sfântului tău Duh, peste acest semn al crucii, să binecuvintează și sfințește și dă lui ca să fie semn îndricoșitor și tare asupra tuturor vrăjmașilor. La războaie dăruință și sfărire în toate patru cele bune, înaintea semnului acestului și rugăciuni vor aduce să fie lui milostiv, ascultător și îndurat, împlinitor al tuturor ce cererilor celor către mântuire și precum prin cruce lumea a eliberat și o sârge de osândirea păcatului, așa să robii tăi care cu credință din suflet aduc ție acest semn al crucii cu puterea crucii iubitului tău fiu ururea biruitor asupra păcatului arată-i ai fi și le dăruiește lor toate bunătățile tale cele pământești și cerești și prin cruce totdeauna spre bine pe toți credincioșii povățuindu-i. Du-i la primirea cununilor cerești, că tu ești izvorul sfințirii și dătătorul bogat de toate bunătățile, din slavă înălțăm împreună și unul nostru Fiului tău, prea Sfântul și bunul de viață, dătător tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Te simtește această cruce cu harul prea Sfântului tău Duh, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Te simtește această cruce cu harul prea Sfântului tău Duh, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Te simtește această cruce cu harul prea Sfântului tău Duh, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amen.
să ne închinăm, căci omul în rai a drăsuit moarte, iar această viață în dorin, având pironit pe dânsul pe Domnul cel fără de păcat, de la care toate limbile luând nestricăciune strigăm, cel ce prin cruce moartea a stricat și pe noi din înșelăciune, și chinuirea diavolului ne-a eliberat, Doamne, slavă Ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeule, vila ta, rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește! Pentru Domnul și Părintele nostru, noaptea Sfinții Dumelete, pentru Domnul și Părintele nostru, noaptea Sfinții Tulonghin, pentru Domnul și Părintele nostru, preasfinții tu Siluan, pentru Domnul și Părintele nostru, preasfinții tu Cleopa, pentru toți frații noștri cei în tu Hristos. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Auză-ne pe noi, Dumnezeu Mântuitorul nostru, nădejde strămaș, pămâșăcior, ce suntem mari departe, și milostivi față de păcatele noastre, miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu e, și ție slavă na Ție, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în veci, vecilor. Amin. Înțelepciune preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi. Ce ești mai cinstită decât cherubine și mai mărită fără de asemănare decât serafine, care fără pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Preasfințite Stăpâne, binecuvintează! Cel ce mi-a de mult Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru că cine prea curate Maicii sale, ale Sfinților și într-o soldatele apostoli, cu putere cinstite și de viață făcătoare cruci, ale Sfântului Sfințit Sava, cel căruia sunt astăzi pomenirea săvârșim Sfântul Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și oameni iubitor. Dumnezeu, ostenitorilor și ținitorilor acestei Sfinte Troiți, care s-au ostenit, dăruiește-le, Doamne, zile îndelungate, sănătate, sporire într-o toată fapta cea bună și păzește pe deci într-o mult și fericiți ani. Mulți ani, mulți ani, trăiască! Mulți ani, mulți ani, trăiască! Mulți ani! La voi, Doamne, poporul.
iubirea ta. Biruința bine credincioșilor creștini, asupra celui protivnic dăruiește, și cu crucea ta păzește prin poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruința bine credincioșilor creștini, asupra celui protivnic dăruiește, și cu crucea ta păzește. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin, iubiți credincioși, preacucernici părinți, preacuvioși părinți, iubiți, iubit popor care iubește pe Hristos, Dumnezeul nostru, ne bucurăm astăzi de această mare sărbătoare. N-am greșit când am spus mare sărbătoare. Atunci când tot cei care se gândesc că în scurt timp vor distruge credința, îl vor opri pe Dumnezeu, îl vor opri mărturisirea despre Dumnezeu, vedem astăzi mărturii vii, că s-a sfințesc troie, că lumea se întărește, lumea se apropie de Hristos și lumea îl iubește mai mult pe Dumnezeu decât a iubit mai înainte. Să știți că nu voi fi lung în cuvânt. Vă mulțumim pentru dragostea vie care aveți în suflet. Vă mulțumesc pentru faptele voastre, cele drept măritoare. Că este zădar să ne numim numai creștini cu numele, dar faptele noastre să nu fie de creștini. Astăzi, ziua de astăzi, ne întărește din nou cuvântul că creștinii noștri sunt creștini și în fapt, nu numai cu cuvântul, și în viață. Atât timp cât noi îmblăm și asfințim troiețele, asfințim resignirile, îl mărturisim pe Dumnezeu. Credința noastră mărturisim în faptă. Și vedem iarăși din nou la intrarea în satul acesta, vedem că Hristos s-a vărsat pe cruce sângele său, cel dumnezeiesc. Și această vărsare de sânge nu trebuie să fie zădarnică. Pentru ce când ne facem semnul Sfintei Cruci, noi îl mărturisim pe Hristos și mulțumim acestei jertfe fără care nu se poate măsura în cuvinte omenești, iubiți creștini. Această jertfire a fost odată și pentru totdeauna. S-a făcut această jertfire în trecerea de la Vechiul Testament spre Noul Testament și noi astăzi, creștinii acestui Nou Testament, aceste noi credințe, ne bucurăm și mulțumim lui Hristos pentru această jertfă care a fost odată și pentru totdeauna. Mulțumim creștinilor și toți cei care au luat parte la această Sfântă Troiță, la ridicarea acestei Sfinte Troiță, pentru cei care noi astăzi ne-am rugat, pentru cei care nu i-am pomenit și pentru cei care nu i-am pomenit, dar să știți că Hristos vă pomenește pe fiecare mai mult decât rugăciunea noastră și va răsplăti fiecare pentru stăruința Lui și pentru truda lor. Înger păzitor spre căsuțele voastre, mulțumim părinților pentru care s-au rugat împreună cu noi, pentru care au înghițat de frig, rugându-se înainte de venirea noastră, cineva că poate ar fi puțin, n-am fost puțin, am fost mult, dar știu că sufletul cu dragostea plină eram și mai mult aici. Cei care au vrut să vină și știu precis că a vrut să vină și în alt preasfințitul Longhin, dar din pricina sănătății n-a putut să fie aici. Preasfințitul Cleopa știm tot că vroia să vină aici, dar este la Noul Sul, dar știm că are și slujbă, și slujba mormântării. Iubiți creștini, ne bucurăm că ne putem întâlni, că ne putem bucura de această întâlnire a noastră, că ne putem privi simplu unul la altul, ne putem bucura împreună. Amin. Mulțumim frumos pentru dragostea voastră, pentru ziarța voastră. Dragi, v-ați înghețat și voi la unul nostru. Mulțumesc frumos la toți prieteni, la fratele mănăstire, la toți valătorul drepturilor, trebuie mai toate știne. Dar vrem ca și fie vă aceasta un pic amintire din iminent, din ziua de astăzi, a fi un mic cadou doar din partea noastră, la toți. Mulțumim. La când ca ta cântați voi un minut, știm cu toții că e de sărbătoare Sfântul Sava, da? Da. Avem versane scumpă și dragă alături de noi. Sfântul Sava,
S-o gândit să ascunde, s-o gândit să ascunde, dar nu s-o gândit. Hai poftiți. Să vă mulțumesc pentru toate rugăciunile de rugăciunile de noapte, de zi, vă rugați pentru toți noi, pentru țara noastră, pentru toți ostașii noștri care apără țara noastră. Să avem un mic prezent din partea noastră, un mic prezent. Ne rugăm Bunatului Sabat împreună cu toți frații, părinții, maici și surorii Sfinților Mănăstiri. Dăruiește-le, Doamne, zile îndelungate, sporire, într-o toată fapta cea bună spre mântuire și îl păzește pe dânsul într-o mulți și fericiți ani. Mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senire și fericire. Sfântul Sava a fost un sfânt foarte mare, care a fost ca înainte mergătorul pentru noi călugări. L-avem, ne bucurăm mult pentru părintele care l-avem în mijlocul nostru, el a vrut să se ascundă, să nu-l vedem, dar mult vrem în față, l-aș știe tot. Părintele foarte mulți seruri se-l urmează pe Sfântul Sava și dacă Sfântul Sava în timpul lui a ridicat mănăstiri mari cu mii de călugări, părintele Sava fiind la un loc mai mic, nu prea are posibilitatea aceasta, dar ne bucurăm că adunăm turmele, sufletele creștinilor alături de el, tot cu milii. Și ne bucurăm, părinte, vă dorim și ne rugăm ca bunătatea lui Dumnezeu să vă dea putere, ca toți cei care vă iubesc, cei care sunt alături de voi, să se bucure cândva de cuvintele lui Hristos, veniți, binecuvântați în Tatălui meu, de mulțumiți împărăției cerurilor. Amin. Și voi am bine. Iubiți creștini, ne-am hrănit cu duhovnicește, acum am venit rând și ne întărim și cu pe ea și mergând spre casă. Va fi bucate, vă rog, că așa nu ne împărtășim.